Așezarea la masă cu dușmanul nu reprezintă o slăbiciune, ci o dovadă de forță, de echilibru și încredere în sine. Spre deosebire de alternativa apelării la instanță, prin mediere, controlul și decizia rămân exclusiv la părțile implicate. Repet, prin mediere, decizia și controlul rămân exclusiv la părțile implicate. Nu există nicio entitate superioară care să poată decide fără acordul lor.